Secția de pediatrie din cadrul Spitalului Județean din Târgu Jiu devine din ce în ce mai aglomerată din cauza virozelor care au apărut odată cu răcirea temperaturii. Deja pe patul de spital sunt în prezent peste 170 de copii. Vă pot spune cu exactitate că în septembrie am avut un număr de 164 de cazuri, iar în octombrie un număr de 170. Așadar, doar o creștere de 6 cazuri de la o lună la alta, care nu înseamnă neapărat că ar fi o problemă în rândul populației. Vremea capricioasă afectează în special copiii și bătrânii, spun medicii. E răcită, tușea, nu putea să respire, dar cu ajutorul doamnelor doctore ne-a ajutat Dumnezeu și s-a făcut bine, azi pleca. Specialiștii sfătuiesc pe părinți ca la primele simptome ale virozei, fie ea și ușoară, să nu mai aștepte și să meargă cât mai repede la medicul de familie, astfel putându-se evita agravarea bolii și internarea în spital.